Ia uitați, ai mâini, cum curge cuplul pe părău în jos, vedeți? Uitați, cum curge cuplul pe părău și băieții deștepți, cu ochii albaștri, v-au spus că la leșul nu iese cuplu. Uite, cuplu. Cuplu, uite cum curge oxidul de cuplu pe părău în jos, uitați. Uitați ce e acolo, da. Vedeți? Asta este oxid de cuplu. Vă dați seama cam ce concentrație de cuplu e aici? Ia uite. Și băieți zic că nu este cuplu la leșul. Și-a închis leșul. Uite. Auzi ce e aici. Sunt pietrele albastre. De cuplu. Vedeți? Auzi. Ia uitați, oameni buni, cum curge oxidul de cuplu pe apă. Vă dați seama cam ce concentrație de cuplu este aici? Într-o galerie de la exploatarea minerilor și cursului. Uitați! Aici, uitați acolo tot, uite, acolo e albastru jos. Dar ce sunt astea aici, efectiv? Ce? Povestiți-mă, leacă, ce se întâmplă aici? Aici? Ce a fost aici și de ce așa albastru pe aici? Albastru nu pot să spun ce exact, deci din provenit, uitați prin tavan, trebuie să vede albastru. Eu, părerea mea, e oxid de cupru, nu știu, nu pot lăsa așa. Asta e o galerie de cercetare. De cât timp curge așa? Păi, când am descoperit eu, cred că vreo 3 ani, 4 ani, tot așa e. Acum s-o mai albit un pic, că este de acolo din cauza ploilor. A lipsei precipitațiilor. Probabil. Nu, o plouat. Așa s-a mai diluat. Da. Uitați pe acolo se vede totul de azi, tot roca e verde. Vedeți? Aici e o concentrație foarte mare de cupru. Aici a fost exploatare de cupru. Și a fost, nu s-a mai, a zis că a fost pentru prospecțiuni și nu s-a mai dus până la capăt, nu? Da, asta cred că a fost făcut din anii 60, în anii 60, 70, cercetare aici și pe aia s-a dat exploatare în o maierie din 70 s-a dat exploatare. Și când a fost abandonat aici tot? Aici? Da. Păi aici cred că e abandonat de mult timp, că aici nu s-a exploatat, aici vreau s-a cercetat. A început exploatarea din vârful muntelui, din coastă de sus, cu galerii de coastă. După care trebuia să ajungă aici, dar nu s-au mai ajuns, că a venit Revoluția și s-au închis tot după Revoluție. Am înțeles că au venit și chinezii, s-au interesat de ceea ce e aici, nu? Uite. Și ce au zis chinezii? Uite, și pe aici e albastru. Chinezii au venit ca să iei exploatarea de cupru. Vă pot explica din jos mai bine. A vrut să vină din partea de la părăul Crânului, în părăul Leșului, aici. Galeria de coastă. Să preia toată galeria asta de coastă, că aici e concentrația foarte mare de cupru. De ce ar fi apa albă așa? Nu pot să-mi dau seama. La viața asta mă gândesc că... de la... steril, măcinat, de apă, de... nu pot să-mi dau seama. Practic sunt niște elemente chimice toxice în apa asta. E toxică, da. Eu am băut o dată apă când lucram aici. Apa asta nu se vedea să fie albicioasă, dar am băut apă și mi s-a făcut rău. Era să... și am băut, m-am dus și am început de altcineva apă, de mi-am plătit stomacul. Că n-am știut că conține... eu știu, nu pot să-mi ce conține. Deci asta ținea de mina Leșul Ursului, nu? Da, aici mina exploatare minieră Leșul Ursului, sector Prăvul Cânului. Galeria Mărț. Mai cunoaște acum. Da, înăuntru e alb totul. Da. Da. Uitați, mai mult, vedeți, se vede mai... se vede mai... uitați, nu, e betonat aici, nu se întâmplă nimic. Asta e vreo 2 km. Cred că dacă nu mai vine. Galeria asta. În fundul galeriei am fost aici. Da, ce e în fundul galeriei? Nu, aici sunt tot așa două colectoare mari, care colectau tot minereul din sus, din coastă, îl turna acolo, în colectoarele alea, și din colectoarele alea vineau troleu cu vagoane, băga sub gură, îl încarca și plecau. Practic, industria minieră care a murit aici, în munții Bucovinei. Practic.